se face ultimul pas înaintea demarării lucrărilor la Institutul Regional de Oncologie. Guvernul României adoptă în ședința de astăzi o ordonanță de urgență prin care Comisia Națională de Investiții devine structura de implementare pentru construcția și dotarea Institutului Regional de Oncologie Timișoara. Investiția se ridică la 1,150 miliarde de lei și este finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit estimărilor specialiștilor din Ministerul Sănătății și Compania Națională de Investiții, predarea amplasamentului către CNI, demolarea și începerea efectivă a lucrărilor vor avea loc din vara acestui an. Viitorul Institut Regional de Oncologie din Timișoara va avea un total de 250 de paturi și va cuprinde un ambulator de specialitate integrat cu 26 de cabinete medicale pentru fiecare subspecialitate, precum și săli de tratament. Totodată, unitatea medicală care se va construi pe calea Torontalului va dispune de 6 săli de operație, radioterapie, laborator de medicină nucleară, dar și un centru de transplant medular și celule STEM. Nu a fost ușor să aducem această investiție la Timișoara. Am muncit mult alături de ministrul Alexandru Rafila și secretarul de stat Alexandru Rogobete la acest proiect care este, de fapt, cea mai mare investiție din sistemul medical timișorean. Acest institut va deservi nu doar Timișul, ci și județele învecinate, transmite Alfred Simonis, președinte PSD Timiș.